Bate. Eu nu spun ca cineva să o creadă pe Elena Udrea. Dar oamenii sunt curioși. Dar oamenii măcar să se întrebe dacă e adevărat. Câte pagini are jurnalul? Vreo 50 de pagini. Dar oamenii sunt curioși ce scrie în el. Nu vreți să ne spuneți ceva inedit din el? Ceva inedit. Nu știu, multe dintre lucrurile pe care eu le-am scris aici le-am trecut în denunțul pe care l-am formulat. Deci lucrurile acestea le-am luat și am scris acolo. Vreau să vă spun și altceva. Foarte mulți oameni care sunt trecuți aici în jurnal și domnul Cristoiu s-a regăsit și dânsul aici, foarte mulți astăzi nu spun nimic, deși ei știu că eu am dreptate, dar nu spun pentru că nu au curaj. Sau sunt foarte implicați de partea domnului Colda și așa au fost și în campanie. Bun, dar haideți să vedem totuși, pentru că o să discutăm până la urmă și despre președintele Traian Băsescu. Haideți să vedem o declarație a președintelui Traian Băsescu după incidentul cu fotografiile apărute în această toamnă cu dumneavoastră și Alina Bica cu un an în urmă aproape la Paris. Haideți să vedem ce declara președintele Traian Băsescu despre acest incident. Pe data de 14-15 februarie, factura prin care și-a plătit cazarea cele 3 nopți este datată 29.09.2014. Deci la 6 luni după ce a fost cazată acolo. Poate un paparazzi să ia la 6 luni distanță, să facă rost de factura de recepție, factura de cazare. Ar trebui să se ducă, să roage pe managerul hotelului să caute în arhivă de acum 6 luni. Ori, aceasta este o operațiune de pe care serviciile, un serviciu românesc și unul francez, le-au făcut între ele. De mai bine de o lună, în toate ieșirile publice, când vine vorba de servicii, spun, avem o legislație slabă, trebuie puse serviciile sub control. Președintele Traian Băsescu, în funcție la acea dată, spunea foarte clar că e vorba de operațiunea unui serviciu românesc de informații și respectiv a serviciului francez. Ce părere aveți? Nu știu, lucrurile acestea trebuie lămurite. Eu, părerea mea este că nu serviciul în sine s-a implicat, nu. Ci a fost o operațiune clandestină, adică așa, în privat făcută, cred, nu știu. Astea sunt lucruri care se vor lămuri atunci când vom ști ce s-a scris în raport sau când ne va spune. Când vom ști, doamnă, că raportul înțeleg că e secret. Strict secret. Strict secret. Am înțeles, cum spunea domnul Cristoiu, că au fost servicii de chineze sau... Păi, nu, da. Bun, e strict secret raportul, dar bănuiesc raportul, oare credeți că răspunde la întrebarea cine a postat fotografiile pe acel blog care a dispărut după câteva ore? Nu știu nici asta. Și mie, eu mi-am adus aminte de o situație și vedeți, o spun acum prima dată. Mi-am adus aminte ce s-a întâmplat când am lansat Frunza, celebra Frunză, despre care foarte mulți știu și acum că Udrea a furat un milion cu care a făcut o frunză de 250 de euro. De ce? Pentru că a fost un uriaș scandal în care s-a spus așa ceva, iar brandul României și azi îl vedeți peste tot. E un brand de succes. Este o mare realizare a acestui minister și a mandatului meu și, sigur, preluată de la strategia asta de brand, preluată de la cea care a fost înaintea mea în fruntea turismului. Atunci ce s-a întâmplat? Când eu ieșeam, când trebuia să anunț la Shanghai pe scenă brandul României turistic, în momentul în care urcam pe scenă, cei de la comunicare au venit și mi-au spus, în țară a izbucnit un scandal, sunteți acuzată că ați plătit un milion pe o frunză, brandul e mult mai mult decât o frunză, pe o frunză care este copiată și uitați, există, au descoperit jurnaliștii, cred că de la Antena 3, au descoperit un site al unei firme care folosește și ea în logo, în imaginea firmei, folosește și ea frunza. A fost un scandal care a bruiat tot evenimentul și care a compromis un lucru extraordinar pentru România, acel brand. Ei, ce s-a întâmplat? Pagina aceea care chipurile era site-ul unei firme de transport de nu știu unde din lumea asta, de fapt nu era niciun site, era o singură pagină, nu conținea nimic în spate și a dispărut după 30 de zile. Deci a fost făcută cu găzduire pe 30 de zile, făcută în ziua, în preziua lansării frunzei și a dispărut pe 30 de zile. Deci mi-am adus aminte acum, tactica a fost aceeași. S-a lansat un site care a dispărut în 2 ore, a lansat fotografiile. De ce nu și-a asumat, dacă erau fotografii de paparazzi, de ce nu și-a asumat nimeni
să lanseze acele fotografii într-o revistă de paparazzi, pe un site de paparazzi. Știți cine e în spatele acestei operațiuni? Adică din ce zonă au fost postate fotografiile? Nu. Eu personal nu știu, însă, în mod normal, și o să mă consult acum cu avocații pe care i-am, eu pot să fac, pentru că, spre exemplu, s-au folosit o adresă de e-mail care conține numele mele. Prenumele și numele meu. Numele și prenumele mele. Deci este practic și fur de identitate. Deci eu pot să mă plâng acum de ICOT-ului și să cer să se ancheteze, pentru că e foarte periculos. Gândiți-vă că cineva în numele meu, ce ar fi putut să facă? Să lanseze amenințări cu bombe pe nu știu unde, nu? Și atunci eu pot să mă plâng, să cer de ICOT-ului să cerceteze cine a postat fotografiile, cine a folosit numele meu, adresa de mail cu numele meu pentru a comunica cu hotelul și așa mai departe. Vă pun o întrebare și să vedem directă, dacă frontală, cercetează. Bănuiți, pentru că totuși e aceeași perioadă despre care vorbiți, că ați avut această treptată, această revelație, a spus cap la cap niște informații și ați ajuns la concluzia că domnul Coldea făcea un anumit joc, hai să spunem, politic. Am date concrete, deci dar asta e concluzia mea. Există vreo legătură între domnul Coldea și episodul fotografiilor de la Paris, în afară de faptul că dânsul i-a spus domnului Maior, care v-a spus dumneavoastră, că există acele fotografii înainte ca ele să apară? Eu nu vreau să fac nicio speculație. Lucrurile pe care eu le afirm sunt lucruri pe care le știu de la persoane, pe care le știu din discuțiile pe care eu le-am purtat, sau lucruri care, despre a căror existență am aflat de la terți. Deci eu nu aș vrea să fac nicio speculație legată de acest caz. Ce cred eu este una. Și am crezut din momentul în care am văzut ce s-a întâmplat, de aceea am și ieșit să spun public că nu mă lupt cu adversari politici. Mă lupt cu mai mult decât atât, mă lupt cu serviciile care s-au implicat în campanie. Încă o dată, nu asta era părerea mea. Nu cred că m-am luptat cu serviciile. Nu serviciile au intrat împotriva LNU în campanie, nici într-un caz. Deci nu instituțiile. Domnul era Maior, acolo, erau domnul, persoane care s-au implicat. Vă întreb asta pentru că domnul Maior, public, ultimul interviu înainte de a-și da demisia sau de a fi demis, că încă nu ne-am lămurit, domnul Maior afirmă că SRI nu a fost implicat în această operațiune. Haideți să vedem, Haideți să vedem declarația. Da, am predat un raport, vorbesc din perspectiva SRI. Da. Strict secret, nu era implicat SRI-ul. Sub nicio formă. Foarte clar. L-am asigurat că din punct de vedere al serviciului nu există implicări pe linie politică, era vorba de campanie electorală. Dar de unde proveneau suspiciunile președintelui? Poate și faptul că un director de serviciu intrase în campanie electorală. Domnul Maior spune așa că suspiciunile președintelui, exprimate de altfel public, că și-au băgat coada serviciile în această chestiune și în campania electorală implicit că erați candidat la președinție. Și domnul Maior spune, arată cu degetul spre SIE și spune că poate pentru că domnul Meleșcanu a candidat și el, poate că de aici provine suspiciunea. De unde credeți că provenea suspiciunea lui Traian Băsescu, care a ieșit public cam în aceeași perioadă în care dumneavoastră aveați aceste informații, a ieșit public și a avertizat asupra puterii periculos de mare a serviciilor? Bun. De la dumneavoastră avea informații sau și din altă parte? Nu, probabil și din altă parte. Deci, tocmai pentru că eu nu aș vrea să decredibilizez ceea ce spun. Nu vreau să fac speculații. Sunt multe alte lucruri pe care eu le cred, am convingeri, dar pe care nu le afirm. Pentru că vreau să afirm doar ceea ce pot susține, măcar indicând martori. Deci, legat de subiectul acesta, eu am convingerile mele. Îi dau dreptate domnului Maior, nu cred că serviciul a fost implicat și mai cred ceva. Cred că domnul Maior, în mod sincer, este foarte sincer, nici nu știa ce s-a întâmplat în episodul de la Paris. Dar, acum, mulți spun, bine, dar poate era corect să fie supravegheată Alina Bica. Dar întrebarea mea este dacă despre doamna Bica se știau lucruri. Dacă despre doamna Bica se știa, spre exemplu, când a fost numită șef de ICOT. Dacă se știa că făcea nu știu ce, avea nu știu ce activități ilegale la ANRP. De ce n-a spus nimeni dintre cei care aveau obligația să spună lucrul acesta? De ce trebuie să aflăm
după scandalul de la Paris, că doamna Bica ar fi implicată, mă rog, deocamdată și acuzația de abuz în serviciu, nu este de altceva în ANRP. Dar de ce s-a întâmplat, de ce a trebuit să aflăm în acest context și apoi să fie justificate pozele de la Paris cu implicarea doamnei Bica, nu știu ce lucruri pe care le-ar fi făcut înainte de a fi numită șef de ICOT? Doamna Udrea, acum principala problemă pe care o aveți este de, lansând o acuzație extrem de gravă, care sigur că o faceți la adresa unei persoane, dar afectează totuși și instituția. Bun, da, când acuzi un președinte de țară, da. Când acuzi șefii parlamentului.